Republica Moldova a intrat în 2010 cu două tentative eșuate de a-l alege pe președintele Partidului Democrat Marian Lupu în funcția de președinte al țării. Pentru depășirea blocajului, în Parlament a fost creată Comisia Specială pentru Modificarea articolului 78 din Constituție, dar lucrurile în comisie nu au mers bine, fiecare parte prezentându-și la Curtea Constituțională propriul proiect de modificare a Constituției. Partidul Comuniștilor a propus alegerea președintelui de deputați în trei etape, cu 61 de voturi în prima rundă, 57 de voturi în turul 2 și cu o majoritate simplă de 52 de voturi în turul 3. Proiectul Alianța pentru Integrare Europeană prevede alegerea șefului statului direct de alegători. Curtea a avizat ambele proiecte, plasând astfel mingea în terenul deputaților. Nu trebuie de înțeles că avem o criză constituțională. Atunci se putea de vorbi, în 2001, în 2005, se putea de vorbi de o criză constituțională. Cum nu ni se reușește ceva, dăm vină pe vecin. În cazul de față, e divină Constituție, cu ce eu nu-s de acord categoric. Și observatorii politici spun că problemele țării noastre se trag de la clasa politică. Noi nu avem lideri suficient de bine pregătiți și criză de elită. Impactul este mare și este important. Cu 50 milioane de lei construiești 5 km de drum din nou de la zero. Și asta nu este puțin în condițiile noastre. Iată și opinia unor alegători față de viața politică din țara noastră. Sunt banii bugetului și mai bine să dea la un sărac și să-l ajute să-i dea o mână de ajutor decât a fi alegerile este ani. Și poate. Salariile așa și-au rămas, prețurile și așa se ridică și nu vedem o situație favorabilă. Doi ani de zile noi suntem, nu înțelegem unde ducem, în Rusia, în România, în Europa. Toți noi dorim ca să ieșim din criza asta politică. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, spune că și oficialii europeni care au discutat cu partidele parlamentare nu au fost consecvenți în acțiunile lor. Comisia de la Veneția inițială a spus că nu e bine de a modifica Constituția prin referendum. Este foarte important ca forțele politice să găsească această soluție în Parlament. Pleacă domnul Gianni Buchiucchio, vine altcineva din urmă și spune da, e posibil, spate prin referendum. Emisarii europeni, într-un fel sau altul, a dezorientat elita politică din Republica Moldova. Eu pot să spun cu certitudine că așa a fost. Vă îndemn să rămâneți în Parlament. Fac apel către toate forțele politice să dea dovadă de responsabilitate politică, să aibă un dialog constructiv, să renunțe la interesele electorale. Numai așa se va ajunge la modificarea articolului 78. După ce politicienii nu au ajuns la o înțelegere, secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a venit la Chișinău ca să spună că modificarea articolului 78 din Constituție prin referendum este susținută de structurile europene, dar și de Comisia de la Veneția. Sunt foarte fericit să confirm că Consiliul Europei este pregătit să acorde tot sprijinul în favoarea deciziei Alianței. Am discutat și cu membrii Uniunii Europene și ei tot sprijină această poziție. Referendumul nu a contribuit la soluționarea crizei politice, întrucât nu a depășit pragul de validare. Analistul politic Arcadie Barbarușie spune că politicienii trebuie să tragă învățăminte și să identifice o candidatură de compromis care ar putea fi votată de majoritatea parlamentară, dar și de opoziție. Liderii ar trebui să tragă niște învățăminte, ar trebui să iasă probabil din tranșee, mulți din ei, și să încerce să se așeze la masă de negocieri. Republica Moldova a trecut la alegerile președintelui în Parlament în 2000, când Partidul Popular Creștin Democrat a propus modificarea procedurii de alegere a șefului statului, propunere susținută atunci de 90 de deputați.